Atacurile rechinilor îngrozesc pe toată lumea. Alte două femei au fost atacate, iar o minoră a rămas fără o parte din picior din cauza rănilor. După ce Roxana Donișan a fost ucisă de un rechin pe o plajă din Egipt, oamenii au rămas îngroziți. Tragedia din Marea Roșie i-a șocat pe toți. Acum au avut loc alte două atacuri ale unor rechini periculoși. Evenimentele s-au petrecut în Statele Unite ale Americii. Două femei s-au ales cu grave și au avut nevoie de mai multe intervenții chirurgicale. O tânără în vârstă de 17 ani din Florida s-a ales cu piciorul amputat în urma atacului. Cel mai bun Scenariul pentru Addison și cea mai bună opțiune de a o aduce înapoi la cea mai normală viață posibilă, a declarat mama tinerei potrivit NBC News. Victima a suferit mai multe intervenții chirurgicale, iar rechinul i-a mușcat piciorul drept, motiv pentru care medicii l au amputat din cauza rănilor foarte grave. Potrivit autorităților, tânăra a fost atacată de un rechin de 2,5 metri. Aceste creaturi au atacat și o femeie de 35 de ani. Linsei a trecut prin spaima vieții. Ea a fost atacată în Florida. Femeia are două fetițe în vârstă de 75 și ani și s-a ales cu răni grave. Asta după ce rechinul a atacat-o de piciorul drept. Poliția a declarat că un astfel de incident este destul de rar în zona în care a fost atacată femeia. A fost salvată de soțul ei care a sărit după ea în apă. Bărbatul a folosit o frânghie pe post de garou pentru a opri sângerarea de la picior, iar mai apoi a sunat la autorități. Aceasta a avut nevoie de trei intervenții chirurgice și 11 transfuzii de sânge